Asociația Grup Local de Pescuit Dunarea Călărășeană, în parteneriat cu Asociația Acces Călăraș din România, Camera de Comerț Bulgaro-Română Ruse, Muzeul de Istorie Ruse și Asociația Paralel Silistra din Bulgaria, implementează proiectul Memofish, Memorie și Viitor, Povești pentru Civilizația Dunăreană. Obiectivul principal al proiectului Memofish este să sprijine prosperitatea economică comună a regiunii transfrontaliere din România și Bulgaria prin atragerea atenției turiștilor către 10 comunități pescărești nestudiate și foarte puțin cunoscute de pe ambele maluri ale Dunării, precum și sprijinirea eforturilor autorităților locale și regionale de conservare și dezvoltare a patrimoniului unic al acestor comunități. În cadrul proiectului, în perioada 27-29 septembrie 2019, a fost organizat un tur turistic promoțional demonstrativ în județul Giurgiu și regiunea ruse. Evenimentul a avut ca scop demonstrarea diversificării activităților din zonă prin turism, punerea în valoare a moștenirii culturale locale. Au fost vizitate obiective precum Parcul Natural și Mănăstirea Comana, Turnul Cuceas din Giurgiu, Muzeul Regional de Istorie Ruse, Mănăstirea în Stâncă Dimitri Basarabov de lângă Ruse, Biserica Monument Sfântul Gheorghe din Ruse, Expoziția Română-Bulgară de Meșteșuguri din Parcul Ruse.